La aproape 13 ani de la decesul Mădălinei Manole, Petru Mircea, fostul soț al regretatei artiste, s-a cuplat cu o altă femeie care seamănă izbitor cu cea supranumită Fata cu părul de foc. Cancan.ro vă prezintă în exclusivitate imagini cu noua cucerire a afaceristului. Cei doi locuiesc împreună, chiar în Vila Cântăreței. Femeia pare că s-a acomodat de minune din moment ce se ocupă fără probleme de treburile casei. După ce a lăsat un tomberon pe trotuar, a părăsit zona și a mai revenit pe seară. În tot acest timp, fostul soț al Mădălinei Manole a stat cu mințel în vilă. De remarcat că Petru Mircea Junior nu și-a făcut apariția. În mod normal, ar fi trebuit să plece sau să vină de la școală pe parcursul zilei, ceea ce nu s-a întâmplat. În concluzie, Petru Mircea a dat încă o lovitură. După Gianina Manea, afaceristul s-a combinat cu o altă fată cu părul de foc, iar site-ul numărul 1 din România vă prezintă primele imagini cu femeia.